Glorificat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Poporul Domnului, cred că din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să vă ridicați în picioare și să dăm ascultare la două versete care în dimineața aceasta, prin harul Domnului, ne va sluji ca învățătură la cei ce Domnul vrea să ne vorbească aici între noi. Cuvântul Domnului este citit în dimineața aceasta din Ezechiel, capitolul 22, versetul 30 și versetul 31. Pagina din Biblie, traducerea Cornelescu, 826, cuvinte scurte, dar vreau ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi prin ele. Amin. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Amin, amin, mulțumesc, reocupați locurile. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că în această dimineață, prin harul Domnului, am putut ca să fim aici la închinare și datorită că bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit față de noi, noi am putut ca să venim aici în locul acesta, glorificat să fie Domnul. Alții au rămas acasă, cum spunea și fratele Toderel aici la ora de rugăciune, poate au rămas prin spitale, prin boli, prin dureri pe acasă, dar noi avem harul acesta ca să fim aici în prezența Domnului și să mijlocim pentru ei, mărit să fie Domnul. Odată cândva cineva a mijlocit pentru tine și tu astăzi ai harul acesta ca să mijlocești pentru altcineva. Este un har, fraților. Nu știm ce e ce va aduce ziua de mâine, nu știm ce e ce se va întâmpla cu viața noastră, dar este bine că ori de câte ori venim aici să mijlocim unii pentru alții. Și dacă sunteți atenți la toate mesajele care Duhul Sfânt le vorbește aici în mijlocul poporului Domnului, totdeauna, aproape în toate, Domnul înștiințează și spune acolo, rugați-vă unii pentru alții, susțineți-vă unii pe alții, mijlociți unii pe alții. Înseamnă că este de o maximă importanță că atunci când suntem aici să ne susținem în rugăciune și Dumnezeu să fie acela care să binecuvinteze și să lucreze mai departe în mijlocul poporului Domnului și în mijlocul familiilor noastre. Amin. Frați și surori, timpul trece așa de repede și deja ne dăm seama că am intrat într-un an nou și astăzi, dacă nu dau greș, suntem în data de 19, deja ianuarie, și timpul acesta trece cu așa o iuțeală, parcă mi-aduc aminte câteva zile în urmă, eram aici seara, unde mijloceam și încheiam anul care a trecut, 2019, și acum deja au trecut atât de repede vremea aceasta și ne uităm că într-așa un timp scurt care a trecut, deja s-au întâmplat atâtea evenimente în viața noastră, pe pământul acesta, în țara aceasta, pe globul pământesc aici, atâtea lucruri. Și din toate aceste lucruri noi putem ca să înțelegem că pașii Domnului se aud cu grabă, pentru că vine într-o bună zi să ne ia acasă, mărit să fie Domnul. Pașii Domnului se aud prin atâtea calamități, printre atâtea lucruri care, prin vești de războaie, prin atâtea tulburări care acolo se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și pentru noi, ca biserică, știm că toate lucrurile acestea sunt niște semnale clare și pentru noi ca să fim mai pregătiți, noi, familiile noastre și biserica întreagă pentru ziua plecării de aici. Acum mai mult am auzit atâtea vești în care frați, oameni tineri care cu familii, cu copii, cu o brumă de economie bine pusă la punct și într-o clipeală a ochilor au plecat dintre noi, fie că erau acasă, fie că erau la muncă, fie că erau în alt loc. Și lucrul acesta și mai mult
ar trebui ca să ne pună de gândit că nu vârsta contează, sunt tânăr, am putere, dar contează planul Dumnezeu și voia Lui când se aduce la îndeplinire cu fiecare în parte din noi. Și am zis, Doamne, ajută-ne ca să fim în totul după voia Ta și atunci când ne vei chema acasă, să fim gata de plecare și să nu ne pare rău să zicem, Doamne, de ce nu m-ai mai lăsat un pic să-mi rezolv problemele care nu le-am rezolvat pe plan spiritual. De aceea am vrea ca să avem învederat, ca să fim pregătiți, că în orice vreme Domnul te poate chema și mă poate chema acasă când nici nu-ți dai seama tu. Frate, surori, dacă mi-aduc aminte din seara în care eram aici și petreceam anul acela și am avut atunci, în vremea aceea, un mesaj în care am vorbit despre o evaluare a ceea ce am făcut noi în anul 2019 pe plan spiritual. Vorbeam despre o evaluare și o estimare să vedem cât am crescut, cât am crescut în dragoste, în unitate, în pace, în credință și în multe lucruri. Și cu siguranță cred că fiecare din noi am putut la bilanțul acela când ne l-am făcut, am văzut că pe undeva am rămas corigenți încă. Adică am văzut pe undeva și am realizat că au fost unele lucruri din viața noastră care n-au corespuns după cerința lui Dumnezeu. Și am zis cu siguranță în seara aceea, Doamne, dacă ne mai îngădui în 2020, vreau să-mi îndrept lucrurile acestea care am rămas corigent la 2019. Și Dumnezeu te-a îngăduit ca să intri și în anul acesta. Și vreau să-ți dau o întrebare, care este perspectiva anului acestuia pentru 2020? Pentru tine personal, pentru casa ta, pentru copiii tăi și împreună ca și biserică, care este viziunea noastră sau perspectiva noastră, ce vrem să facem în anul acesta ca să fim mai plăcuți Domnului? Că atunci când va veni iarăși 31 decembrie, dacă Domnul te va îngădui și mă va îngădui, să pot să-mi fac iar o evaluare și să văd câte lucruri le-am făcut din ceea ce mi-am propus ca să fac în anul acesta și câte lucruri cu durere nu le-am făcut. Dar ca să ceri o socoteală la ceea ce ai făcut, întâi trebuie ca să ai un plan ce vrei să faci mai întâi. Fiecare când te pornești de acasă, ai un gând, vreau să vin la închinare, aici la biserică, să mă rog, să mă întâlnesc cu Domnul, să mă întâlnesc cu frații, cu surorile, ai un plan. Ei, cam în planul acesta aș vrea să spun și despre anul acesta în care noi am intrat, vrem ca să facem ceva pentru Domnul. Sau mai bine zis, vrem să ne lăsăm ca Domnul să facă ceva cu viața noastră în anul acesta. Nu vrem să fim numai niște umbrari. Nu vrem să fim numai niște simpli membri scriși într-un registru, ca aici, că la Filadelfie, că în altă parte, sau la Betanie, sau Betesda, că noi suntem și noi niște copii scriși în Biserica Domnului. Fraților, Dumnezeu în vremea aceasta mai mult caută oameni, caută persoane care să se implice în a răspândi Evanghelia, în a răspândi planul acesta de mântuire pe care îl are cu privire la toată omenirea. Și aceștia suntem noi care Dumnezeu ni s-a revelat și ne-a dat mandatul acesta ca și ucenicilor, înainte de a se înălța la cer, Domnul Iisus ce le spune? Duceți-vă, duceți-vă! Și faceți ce? Faceți de cunoscut Evanghelia aceasta. Înseamnă că avem această responsabilitate și de fapt avem această lucrare care Dumnezeu ne-a îngăduit-o nouă ca biserică de a merge, de a spune, dar nu numai de a spune. Pentru că fratele citea aici din Iacov și spune că religiunea unui om
Nu folosește la nimica dacă nu mai spunem și suntem niște vestitori și ascultători uituci. Nu ne folosește la nimica dacă nu punem în practica vieții noastre cei ce vrem să învățăm pe alții, fraților. Aici e frumusețea. Aici e mandatul acela care ni l-a îngăduit Dumnezeu, bisericii, l-a lăsat aici ca să facă ceva, dar cei ce spune la alții să facă mai întâi el și Domnul să ne ajute la lucrul acesta pe toți. Amin. Frații și surori, am citit aici despre o situație și dacă veți merge acasă, veți citi aici, puteți să citiți acasă tot capitolul 22 aici despre starea aceea în care poporul lui Israel la un moment dat ajunge într-o stare în care lucrurile nu mergeau tocmai cel mai bine în mijlocul poporului. În țara în care erau acolo nu mergeau lucrurile cea mai bine, exact așa să putem să spunem cum și în ziua de astăzi prin unele țări vedem că situația lucrurilor nu merge cea mai bine. Am putea ca să vedem că situația unor familii dintre noi poate chiar nu merge cea mai bine. Am putea ca să vedem că în mijlocul unui biserici este posibil ca să fie niște lucruri care să putem să îndreptăm ca să meargă lucrarea și mai bine. Dacă ați fost atenți aici în dimineața aceasta, Duhul Sfânt, prin vasă de lucrare, ne-a vorbit aici un mesaj unde Domnul ne-a spus că vreau să ridic poporul, vreau ca să facă ceva Dumnezeu între noi. Vrea ca să întoarcă pe cei care s-au depărtat și lucrurile care le-ați auzit aici, Dumnezeu vrea să le facă, dar Dumnezeu nu lucrează de unul singur niciodată. Dumnezeu când are un plan de ridicare, când are un plan de lucrare cu familia ta, cu biserica, cu societatea în care te află, caută pe cineva care să se implice să lucreze, fraților. Caută pe cineva exact cum a căutat în vechime, unde spunea aici, caut un om care să facă ceva, să se implice în ceva. Adică să aducă la îndeplinire planul Dumnezeu pentru societatea aceea, pentru biserica aceea, pentru familia respectivă. N-ați observat că de multe ori au fost situații în viața noastră când am avut nevoie ca cineva să intervină în familia noastră, la cauza noastră, să ne susțină, să ne ajute, să se roage cu noi, să mijlocească înaintea Domnului pentru situația noastră. Și Dumnezeu a lucrat. Și avem mulțumire, avem motive de mulțumire. De ce? Pentru că cineva s-a implicat și ne-a ajutat ca noi să ieșim dintr-o situație în care doream să ieșim de acolo. Fraților, în dimineața aceasta, aș vrea ca să încep un mesaj din care, dacă Domnul ne va ajuta, un ciclu de predici vor fi 3 la număr, în care să vorbim despre un lucru foarte important care îl avem trebuință în vremea aceasta. Și când eram aici în seara de anul nou, dacă vă mai aduceți aminte, cred că cei mai mulți pe toate site-urile de socializare ați primit tot felul de urări, tot felul de lucruri bune pentru anul care ne stă în față. Pe lângă multele mesaje pe care le-am primit eu personal de la frați, de la prieteni, de la colegi, am primit un mesaj care vreau tineri de acolo să-l posteze, pentru că ei îl au. Și cred că cei mai mulți ați primit acest mesaj, fraților. Fii omul pe care Dumnezeu îl caută unde? În anul 2020, parcă la prima vedere mi s-a părut așa un cuvânt frumos. Dar am mers în cursă și am mai deschis și m-am gândit și Duhul Domnului mi-a vorbit ceva din mesajul acesta, frate. Fii omul pe care Dumnezeu îl caută în anul acesta ca să facă o lucrare cu tine și cu mine, dragul meu. Automat au venit 3 întrebări în mintea mea, Duhul Domnului mi le-a adus în inimă și au fost acestea. Cum este omul
pe care îl caută Dumnezeu? Sau cum ar vrea el să fie omul acesta? A doua întrebare a fost aceasta: care sunt cerințele lui Dumnezeu pentru cel ce se lasă găsit de Dumnezeu? Și apoi, a treia întrebare am avut-o aceasta: care sunt beneficiile și răsplătirile celor ce se lasă găsiți de Dumnezeu, fraților? Și atunci Duhul Domnului a început ca să lucreze și m-am cercetat și am început ca să mă gândesc mai mult la mesajul acesta. Mulțumesc, fraților, care ați postat mesajul acesta. Aș vrea ca în dimineața aceasta, de aceea m-am gândit și exact Duhul Domnului m-a condus înspre Ezechiel, aici la versetul acesta unde Dumnezeu mai a căutat oameni în vechime. Și mi-am pus întrebarea și am zis: Doamne, înseamnă că mai cauți oameni și astăzi care să facă ceva pentru lucrarea ta, care să stea într-o spărtură acolo, într-o familie poate unde este dizbinare, neînțelegere, să fii tu persoana, să fii omul acela care să mergi să mijlocești cu ei ca să nu se sfărâme familia aceea. Poate Dumnezeu caută aici între noi pe cineva care să fii omul acela care să te așezi în dreptul unui tânăr și să-l vezi că destinația lui duce înspre rătăcire, să stai lângă el, să te rogi cu el și să-l ajuți ca să-l aduci înapoi aici între noi. Dumnezeu ne-a promis că va aduce pe fiii risipitori aici înapoi între noi. Dar ca să-i aducă aici, Dumnezeu caută oameni de cine să se folosească, ca prin ei Dumnezeu să-i aducă pe ceilalți rățăciți aici. În această dimineață, întrebarea aceasta, Alexandru, Ion, Marie, Ilie, tot care suntem aici, nu vrei ca să fii omul acesta? Nu vrei ca să te pui la dispoziția Domnului în anul acesta și să spui: Doamne, cântăm noi o cântare și cred că tinerii vor lăuda pe Domnul azi dacă o găsesc. Sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă și ce voi face? Te voi asculta. Chiar vrem lucrul acesta, fraților? Biserica Golgotă, chiar vrei în anul acesta, în 2020, să fii omul, să fii femeia, să fii sora, să fii fratele care să te lești ca Dumnezeu să lucreze cu tine? Chiar vrei în anul acesta ca Dumnezeu să ridice un nume de slavă în urma intervenției tale, în urma unde te-ai implicat într-o familie, într-un tânăr acolo, într-o lucrare de ajutorare sau de ceva și acolo s-a făcut ceva? Dacă vrei lucrul acesta, dragul meu, frate și soră, prieten drag, cei care ne ascultă la distanță, aș vrea ca să spun că Dumnezeu are niște cerințe de la tine în dimineața aceasta și de la mine, de la casa mea și nu în ultimul rând, de la biserica întreagă, Dumnezeu cere ceva, fraților. Și primul mesaj din dimineața aceasta, i-am dat un titlu acesta la prima întrebare: cum este omul pe care îl caută Dumnezeu? Sau, mai bine zis, cum ar vrea Dumnezeu ca persoana de care să se folosească Dumnezeu în anul acesta, cum ar trebui ca să fie el, ca să nu fie împiedicat planul Dumnezeu când va intra în lucrare cu tine, cu casa ta, cu biserica noastră? Are Dumnezeu niște cerințe, fraților, pentru că nu putem oricum intra ca să facem ceva. Pentru că dacă nu ai o strategie de lucru, dacă nu ai un plan de lucru, este posibil ca pe undeva să dărâmi, nu să ridici, nu să zidești. Și e dureros lucrul acesta. Dacă cu nebăgare de seamă, vorbeam cu frate Ilie aici, de cei care leagă în chip ușuratic rana fiicii Sionului, dacă nu cunoști cum să faci lucrul acesta, mai bine nu te apuca, dragul meu. Nu te apuca, pentru că este posibil ca să dărâmi o lucrare decât să o ridici acolo.
Ai nevoie de călăuza lui Dumnezeu, de planul concret al lui Dumnezeu, cum să intre într-o lucrare, dragă soră, frate, tânăr, drag. Dacă începi ca să mergi de pe simțurile tale, de pe ideile tale, de pe experiențele tale, eu știu că eu am făcut odată și tare bine o mai ieșit. O ieșit, dar poate nu acolo unde a trebuit să iasă. Fraților, de ce am spus că suntem la acest început de an și am vrea ca să intrăm corect în lucrare din începutul anului acestuia, ca să n-avem regrete la sfârșitul anului? Doamne, dacă știam, dacă ne spunea, dacă ne trăgea atenție, poate eram mai alt cumva, poate și începem noi tot felul de ciorovăieli de acestea. Am zis că ca și slujitori a bisericii acestia, suntem datori ca să dăm niște direcțiuni clare în ceea ce privește lucrarea, implicarea, slujirea și tot ceea ce facem noi, suntem datori ca să dăm niște sunete clare în care Dumnezeu să aibă toată slava El, nu noi, nu omul, ci Dumnezeu să primească toată slava și la sfârșit de an, cu bucurie, să poți să zici, Doamne, am făcut cât mi-ai încredințat. Atât am mai încredințat în lucrarea aceasta, în anul acesta, atât am făcut, Doamne. Dacă ai vrut mai mult, te rog, iartă-mă, că n-am putut. Dar am spus, ca să încep bine, noi ne bucurăm și știm pasajul acela unde mai bine este să vezi ce sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și m-am repetat de mai multe ori la acesta, fraților, dar începutul oare nu contează? Oare nu este important începutul? Eu socot că e de maximă importanță și începutul. Pentru că dacă încep greșit, nici cu un chip nu poți termina bine, fraților. Dacă încep greșit, nu poți să ajungi la destinația unde ți-ai propus ca să ajungi. De ce folosim noi GPS-urile acestea în vremea de azi? Și frații care călătorim și surorile pe aici, prin Portland sau la distanță, de ce folosești GPS-ul acesta? Pentru că știi că atunci când ai pus destinația, știi și îl urmărești să vezi că te duce acolo. De multe ori este posibil ca să te mai ducă prin altele părți și tu te uiți și zici, nu, 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 acolo nu trebuie să merg. Fraților, am folosit ilustrația aceasta ca să înțelegem că e important începutul ca și sfârșitul. Pentru că sfârșitul este culegerea roadelor binecuvântate care le-ai început la început să le faci. Și ele în timp au crescut, au crescut și Dumnezeu va răsplăti pentru tot ceea ce tu vei face pentru El. Fraților, cuvântul, cum am spus, primul mesaj din dimineața aceasta, din cele trei, este acesta: cum este omul pe care îl caută Dumnezeu? Sau cum ar trebui ca să fiu eu, cum ar trebui să fii tu, cum îți cere Biblia? Aș vrea ca să mă uit un pic la portretul acesta a omului care Dumnezeu îi place să lucreze cu el. Aș vrea ca să mă uit la portretul omului acestuia care, într-adevăr, Dumnezeu poate să încredințeze cei 30, cei 60 de talanți acolo de ca să aducă rezultate frumoase. Înseamnă că Dumnezeu cere mai întâi de la persoana aceasta niște lucruri atunci când îi încredințează ceva, fraților. Uitați-vă aici în primul lucru și este, cred că, de maximă importanță ca să înțelegem că omul acesta de care vrea să se folosească Dumnezeu în anul acesta în Biserica Golgota, în familia ta și în familia mea, este omul care este născut din Dumnezeu mai întâi, fraților. Care este născut din Dumnezeu, pentru că dacă omul acesta nu este născut din Dumnezeu, el nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu, fraților. Degeaba poți să-mi spune cineva despre cum se conduce avionul, dacă eu niciodată n-am fost lângă avionul acela să văd măcar de unde se deschide ușele la el. Degeaba îmi va spune cum să conduc altceva, dacă nici n-am avut idee despre lucrul acela.
E cam în felul acesta mă refer și aici. Dacă nu ești născut din Dumnezeu, omul acesta nu-l poate pricepe pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să-și aducă, să-și desfășureze planul de lucrare, pentru că tu nu mă știi, omule. Cum să intru într-o afacere cu el dacă nici nu-l știu? Cum să-i încredințez o sumă mare de bani dacă nici nu te-am văzut, omule, niciodată? Ei, am vrea ca să înțelegem că Dumnezeu vrea mai întâi oameni care sunt născuți din el. Și dacă ne ducem în 1 Ioan, în capitolul 3, cu versetul 9, uitați ce spune acolo cuvântul Domnului. Oricine este născut din Dumnezeu, ce face el? Nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el, și fiți atenți aici, și nu poate păcătui, fiindcă este născut din cine? Din Dumnezeu, fraților! Este foarte interesant ca să înțelegem că aici se are în vederat că persoana aceasta, ca să fie născută din Dumnezeu, trebuie mai întâi ca să rupă cu tot ceea ce a fost în afara de Dumnezeu, fraților. Adică să rupă cu poftele cele din trecut, să accepte salvarea aceasta lui Dumnezeu, să accepte mântuirea lui Dumnezeu, mai bine zis așa, curățirea, eliberarea, și atunci Dumnezeu începe să intre în contact cu omul acesta. Avem nevoie ca să fim născuți din Dumnezeu, dar nașterea aceasta din Dumnezeu, fraților, nu este verbală numai. Da, eu sunt născut din Dumnezeu. Nașterea aceasta din Dumnezeu este confirmată de niște fapte care vor fi văzute de cei din casa ta, cei din biserica unde ești aici și cei din societatea unde ești în fiecare zi în contact cu ei. Nașterea aceasta din Dumnezeu, eu pot să mă uit la tine și să văd că e frate bun, parcă așa, e soră bună, dar la privire, numai deasupra. Dar atunci când intri într-un contact cu persoana respectivă, când ești o zi, două, o săptămână, o lună, un an, deja cam vezi cam ce prezintă omul acesta. Și atunci când îl mai calci pe unghiuță, cum spunem noi, să vezi reacția lui, și atunci când îi mai spui că trebuie să mai taie din alte lucruri din viața lui, atunci îl înțelegi, fratelor. Ei, este foarte important ca să cunoști omul care este născut de Dumnezeu. Și noi, înainte ca să intri într-o afacere ceva, tot timpul ne informăm, să vedem ce garanție prezintă compania respectivă. Nimeni nu vrea să facă un business cu cineva care are un rating acolo de zero acolo. Deci nu mai trebuie, n-am nevoie de el. Ei, închipuiți-vă dacă noi pe pământescul acesta ne temem că pierdem niște beneficii materiale și nu vrem ca să avem contact cu persoana respectivă pentru că creditul lui e zero. Imaginați-vă, Dumnezeu oare poate să lucreze lucrările lui mari cu o persoană care nu este născut din el? Oare poate Dumnezeu să încredințeze niște margaritare, niște valori a cerului într-o persoană care este plin de ură, de invidie, de curvie, de alte și atâtea și atâtea lucruri? Niciodată, fraților! Niciodată! Am folosit ilustrația aceasta de mai multe ori. Noi, frații, călătorim la distanță și de multe ori vedem tot felul de animale care sunt acolo pe marginea drumului, lovite, și niciodată n-am văzut niciun porumbel să cigulească din ele. Am văzut numai corbi, numai vulturi, fiare din acestea care sunt foarte groaznice. Ei, vreau să ilustrez aici că niciodată Dumnezeu nu te va folosi într-o lucrare sfântă dacă în inima ta nu este nașterea Lui și nu este sfințenia Lui Dumnezeu. Îndemnul este în primul rând aici că avem nevoie, dacă vrem să ne lăsăm folosiți în anul acesta de Dumnezeu, avem nevoie ca să cecuim sau să verificăm dacă noi suntem într-adevăr născuți din Dumnezeu. Și aceasta nu poate face altcineva în dreptul tău decât tu și eu în dreptul meu.
Eu îmi pot verifica lucrurile, eu îmi pot vedea cât de vulnerabil sunt, cât de sensibil sunt atunci când cineva îmi greșește, cât de sensibil sunt atunci când cineva un pic m-a jignit pe undeva. Atunci fiecare din noi ne facem testul în dreptul nostru. Fraților, în 1 Ioan, în capitolul 5 cu versetul 4, spune cuvântul Domnului acolo, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, fiți atenți, ce face? Biruiește lumea și ceea ce câștigă biruință asupra cui? Asupra lumii este ce? Este credința noastră, mărit să fie Domnul. Înseamnă că omul care este născut din Dumnezeu și oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, adică biruiește faptele din lume, biruiește imoralitatea aceasta, biruiește stricăciunea. De ce? Pentru că el s-a dezbrăcat de firea veche, a răstignit firea veche acolo și a spus că nu mai vreau să-i fac faptele lumii, pentru că sunt născut din Dumnezeu și dacă ești născut din Dumnezeu, vrei să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Fraților, e foarte important lucrul acesta, ca să luăm aminte că nașterea aceasta din Dumnezeu este de maximă importanță ca să intri în lucrare. Tineri dragi, aveți planuri pentru anul acesta, poate să mergeți, să faceți, aveți gânduri multe. Și voi, fraților, poate v-ați propus în anul acesta multe lucrări să faceți. Am vrea ca să vă verificați mai întâi dacă într-adevăr nașterea din nou și legătura aceasta se simte cu Dumnezeu, pentru că nu se poate să fii născut din Dumnezeu și să n-ai o conexie cu Dumnezeu permanentă. E foarte important lucrul acesta. Sunt multe lucruri care ar trebui vorbite, dar timpul a trecut. Aș vrea ca să mergem numai cu introducerea aceasta despre cei ce vrea Dumnezeu de la omul care vrea să se folosească de el Dumnezeu. Mergeți acasă cu gândul acesta că vreau, dacă vreau să fac ceva în anul acesta pentru Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să facă ceva cu mine, atunci trebuie să fiu sigur că sunt născut de Dumnezeu și că relația lui Dumnezeu e o relație continuă cu mine și cu casa mea, fraților. Dacă lucrul acesta îl voi verifica în dreptul meu și fiecare în dreptul vostru, avem deja un start bun. Dar dacă pe undeva vedeți că firea veche este activă încă în trupurile voastre, în mijlocul familiilor voastre, strigătele, neînțelegerile, pismuirile și alte lucruri mai au cuib în casa voastră, vreau să vă spun că nu ești gata de a merge în evangelizare, în misiune, în nu știu unde. Nu poți merge. Sau să mergi să înveți pe alții într-o familie unde aproape sunt pe plan de divorț și să mergi să faci împăcare acolo. Nu, nu, nu. N-ai ce te băga acolo. Rezolvă lucrurile în casa ta, în familia ta. Și apoi încearcă și caută să vezi planul Dumnezeu, care este cu privire la lucrarea, ce vrea să facă El cu tine în anul acesta. Frați și surori, acesta a fost doar numai unul singur un punct despre nașterea care Dumnezeu vrea să avem, naștere din Dumnezeu. Apoi, altă dată, dacă Domnul ne va ține în viață, vom vorbi despre că omul acesta iubește pe Dumnezeu și pe semenii Lui. Apoi, omul acesta de care Dumnezeu vrea să se folosească, cunoaște numele Dumnezeu și Dumnezeu îl cunoaște pe el. E mare lucru! Ca tu să cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu să te cunoască pe tine. E foarte important. Apoi vom vorbi despre omul acesta crede în Dumnezeu și în Iisus Hristos că este Fiul Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, vom vorbi despre că omul acesta pe care Dumnezeu vrea să-l scoată într-o lucrare, îl mărturisește pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Dar lucrurile acestea, dacă Domnul ne va ține în viață, va fi timpul când vom vorbi despre ele, că e important să știm, fraților. Nu vrem să ne arătăm că știm prea multă teologie, învățături. Vrem să vorbim despre niște lucruri practice, care fără ele noi nu putem începe lucrarea al Dumnezeu și lucrarea al Dumnezeu
nu se poate desfășura cu tine, cu casa ta, pentru că tu nu l-ai înțeles pe el. Vă las în brațul Domnului până atunci când Domnul ne va ajuta. Pregătiți-vă inima, pregătiți-vă starea, pregătiți-vă lăuntru vostru și să fiți dornici ca să auziți ce vrea să ne vorbească Domnul în continuare. Amin, amin.